Grand Farming, distribuitor de biostimulatori, îngrășăminte speciale și semințe profesionale pentru legumicultură. Ruris, de 30 de ani alături de oameni și de natură. Și Solarex, producător de fertilizanți foliari. Bună ziua și bine ne-am regăsit în grădina Danei. Dragii mei, de foarte mulți ani cunosc o doamnă, o specialistă în horticultură, care deseori ne-a oferit sfaturi utile pentru plantele din grădină. E bine, astăzi m-am hotărât să-i dedic o ediție întreagă, deoarece Elena Andrei din Tătărani are o grădină plină de flori. Și cine știe, poate vă va oferi idei bune și pentru grădina dumneavoastră. Deci haideți să o vedem și să o ascultăm pe Elena Andrei. Haideți cu mine. Bună, Elena! Bine ați venit! Ce frumos arată căpșunele tale aici și cred că fructele sunt dulci? Sunt dulci, da, au ajuns la maturitate de plină și sunt dulci. Astăzi avem o zi întunecoasă, dar au fost și zile însorite, pline de căldură. Pentru că nu e așa, soarele dă dulceață. Da, ajută la acumularea zahărului din fructe. E ușor pentru cineva să cultive acasă în ghiveci căpșuni? Da, este ușor și aș vrea să vă spun că eu nu i-am cultivat pentru că așa mi-am dorit din tot sufletul la ghiveci. Este un sol impropriu aici de cultivare, pentru că locul a fost pentru o altă amenajare și atunci am pus la ghiveci. Faptul că am avut din timp gândul acesta, i-am ținut câteva zile și la adăpost, într-un solar, dar neîncălzit și nu perfect închis, a avut suficient, să zic eu, condițiile de afară. Timp de o săptămână după ce i-am plantat la ghivece, i-am scos afară și acum deja sunt cu fructele gata de consum. Dar văd că i-ai rupt lăstarii încă. Abia acum încep să facă stoloni, da, și îi voi lăsa să facă stoloni pentru că vreau să-i mai înmulțesc. Am avut cerințe de la prieteni să le dau și lor căpșuni și atunci bucuria mea este de a-i înmulți și a da mai departe. Deci fac în fiecare an fructe. Fac în fiecare an și sunt remontanți, deci fac și spre toamnă, din nou. Da, deci acum dacă noi recoltăm, îi consumăm și îndepărtăm vechile inflorescențe, bineînțeles și hrăniți și ei, un îngrășământ dat, vom avea o nouă producție. Tu ai renunțat la mai vinde flori, dar ți-ai făcut aici o grădină superbă și nu vreau să plec de aici, de la Tătărani, până nu vorbim de câteva plante. Să începem cu începutul. Cum ți-ai gândit tu grădina? Și o să te rog să ne deplasăm puțin mai spre centru. E simetrică grădina, ai acoperit lateralele cu plasă de umbrire, deci se găsește peste tot și pentru a avea oarecare intimitate, dar și pentru ca plasa să fie un suport, văd, pentru trandafiri, nu? Grădina a fost concepută în ideea de a prezenta clienților plantele la adevărata lor valoare. Pentru că la ghiveci, indiferent cât de mult am îngrijit-o noi, nu o să arate așa cum este plantată. Deci e important să fie în pământ. În pământ, da. O altă, zic eu, caracteristică așa, pentru că îmi plac foarte mult florile, am pus, densitatea este foarte mare, nu prea este corectă, dar am o varietate foarte mare, încât de la momentul venirii primăverii, că nu mai putem să spunem acum topirii zăpezii, și până pică bruma, grădina este într-o continuă transformare, un alt aspect are. Și după aceea, plasa a fost pusă cu scopul ca atunci când irigam cu aspersoare, dar am renunțat pentru că nu toate plantele se pretează la udat prin aspersie. Am protejat gardul să nu
de fapt vecinii, să nu se ducă apa am acolo. Am înțeles. Ce te trandafiri? Îmi plac aceștia ca o funza puțin încrețită, da, nu-s de dulceață, nu? Sunt, nu, parcă sunt tiviți pe margine, exact. Au un pic de alb, este un soi vechi și valoros. Urmează să înflorească și alți trandafiri cățărători, acolo avem unul roz, la poarta avem unul crem galben, iar unul care este de o culoare greu de descris, între grenaș și mov, o mini-roză cu flori foarte mici, dar cu buchete mari și foarte dese, urmează să înflorească. Mm-hmm. La acela ce este de reținut, faptul că mai am și acum măceșe pe el, deci în timpul iernii, multitudinea măceșelor de mărimea puțin mai mare decât bobul de grâu, sunt foarte frumoase. Într-o grădină, atunci când o amenajăm, trebuie să ținem cont să avem plante decorative în tot timpul anului. Și spun asta în tot timpul anului, pentru că și iarna trebuie să avem, să ținem cont ceea ce plantăm la vremea potrivită, ca iarna să avem decor frumos. Te-ai urcat cu trandafirii și cu plantele agățătoare conceptul pe gard? Conceptul grădinii fiind foarte îngustă, este de la gard, vine ușor către alee, scade înălțimea, iar de aici, de la stradă către spate, urcă înălțimea. Deci aici ai pus lupin. Lupin, avem căldărușe care deja au ajuns în faza de trecut, de scuturat. Vai, și văd astea roz, așa finuțe. Silene și... se numesc, se seamănă toamna și primăvara, se mărește atât de repede și atât de mult. Îmbracă foarte bine partea de jos. Aici avem și o nigela foarte frumoasă. Și aceștia, cum se numesc? Acesta niște clopoței. Digitalis. Ce culori frumoase! Da. Da, și ce aș vrea să vă spun, că lupinul, digitalisul, sunt foarte bune într-o grădină, pentru că dacă avem răbdare să se usuce sămânța, ele pur și simplu se produce fenomenul de diseminare, se seamănă singure. Sunt specii la care sămânța germinează la lumină, nu-i nevoie să o îngropăm în pământ. Și atunci se înmulțește singură. Același lucru este cu silene. Se înmulțește singură. Sunt perene, deci. Sunt perene, da. Pentru că perene. Lumea caută din ce în ce mai mult plante perene. Digitalisul și lupinul au fost citate ca plante bienale, dar încălzindu-se perioada de iarnă, clima, rezistă de la un an la altul. Aceștia am avut anul trecut înfloriți, acum sunt din nou înfloriți, digitalisul. Și dacă nu rămâne, deși a rămas de la un an la altul, dar prin semănarea lui directă, singură, se perpetuează specia. Și îmi place și cum ai aranjat gardul viu, așa l-ai menținut jos, i-ai dat o formă așa acum, de semicer, de arc. Acum nu arată foarte bine pentru că e tuns proaspăt, dar va începe să crească și sigur, va înverzi și foarte va fi, bine. Da. Iar între arcele de buxus am pus niște Evonii muschinensis. Vai, ce frumos ești, ce am colorat! Am culoare, culoare cu, verde cu alb și verde cu galben. Superbe! Și acestea mici, albastre, așa... Este toate... nigela și observați că deja aici avem o floare trecută, se scutură, la fel se seamănă singură, dar știți foarte bine că le folosesc la tablouri, da, fructele uscate. O să vedem și tablourile când o să le faci. Deci avem lupin, lupin, dar văd acolo tot pentru tablouri, îți faci tu... Da, este lunaria sau banii lui Iuda, îi spune popular, pentru că acum este deja trecută ca înflorire. Aștept să se coacă sămânța, pentru că sămânța este prinsă între două membrane și cea de-a treia de la mijloc este transparentă și ușor sidefată. Și aceea este partea care eu o folosesc la tablouri. La tablouri. A trecut și o ploaie peste noi, așa o ploaie rapidă, au dat plantele. Ce avem aici? Ureche de iepuraș? Urecheșa de iepuraș, Stachys bizantina, este o plantă de mozaic.
așa se numește, se folosește în general în amenajarea locurilor unde avem nevoie de alternanță de culoare a frunzei. Aici avem o culoare, un verde-gri. Este foarte frumoasă, rămâne peste iarnă, se înmulțește foarte bine. Acum au început să apară și tijele florale. Florile nu sunt grozave, dar frunza. Foarte frumos. Și eu o folosesc în grădină pentru faptul că recoltez frunza, o pun la uscat sau atunci când este ușor moale și fac din ea flori tot pentru tablouri. Superbă este. Aici, la umbra orodiului, ca să zic puțin. Da, care este plin de boboci, abia aștept să înflorească, o să fie un spectacol aproape toată vara, pentru că înflorește mai toată vara. Și mai în spate ai ce? O anemonă de toamnă, de culoare roz. O înflorește, vedem la toamnă. Da, înflorește în a doua parte a verii. Destul de frumoasă și este foarte bună în cultură pentru că ea se înmulțește aproape singură. Superb, superb! Iar culoarea asta a macului, portocaliu ăsta, macul a mai trecut acum. Uite, dar mai avem în spate. Se rupe, dar mai vedem unul. Da. Aici e sămânța? Eu nu-i rup, pentru că... Da, să-mi iau și eu. Vedeți, pentru început vă arăt partea decorativă. Ce superb e, da? Da, în general tai zona asta și o folosesc tot la tablouri. Și... Nu rupe, doar explicăm. Da, vreau să vă arăt să care semințe. Să-mi pun... Deci da, dar acum semințe? Trebuie lăsat să se usuce, că deci... nu sunt bune. Acum sunt crude, abia s-au format. Nu vă arăt cum arată semințele, deci sunt în măciulia asta, da, ca să zic așa. O să-l vedem puțin mai în spate înflorit. Aici? Aici avem citisus, nu arată grozav, a trecut floarea, dar este și destul de bătrân, se vede după înălțime, după grosimea trunchiului, o să... Cred fie înlocuit ușor, deja am și alte culori plantate. Am avut acolo un foarte frumos bușor arboricol galben, s-a trecut. Și aici avem salcia Salix alba, varietatea Harlequin. În perioada asta este în plină ei frumusețe, să-i spun așa, pentru că vârfurile sunt de culoare roz. După aceea vedeți că intră culoarea alb, apoi alb cu pistrui verzi până se înverzește. Aceasta este culoarea de primăvară, la creșterile crude. Peste an începe să se înverzească toată. Mai este nevoie pe parcursul verii de o tundere, dacă nu vrem să fie prea mare. Ce floare delicată alb cu roz e acolo? Da, acolo avem o enotera, face parte din grupul Luminița, se numește, cea înaltă galbenă. Se mai eu numește, îi spun este și floarea de ora 8. Da, se mai da, are se o floare fluorescentă noaptea. Luminează ușor, de aceea îi spune Luminița. Și are un miros suav, delicat, extraordinar. Da. Mai facem doi pași în spate, vedem gura leului aici. Da, și un mac obișnuit care urmează să înflorească, de la asta cel mai mult folosesc. Ce superb, era un bondar mai devreme în macul acesta. L-a speriat ploaia. Da, l-a speriat ploaia. Și aici? Tot nu mac, e încă înflorit? Este mac anual, cel mai mult pe ăsta îl folosesc, ceea ce noi am văzut. Acum înflorit de culoare un roșu-oranj, este peren. Se mărește tufa, se seamănă, în următorul an înflorește și pe măsură ce trec anii se mărește tufa și atunci avem o plantă foarte frumoasă în grădină. Ce frumos! Uite cum au venit albinele la floarea de salvie. E un alt tip de salvie, da. Foarte parfumată și asta și foarte decorativă. Are portul jos, ușor se întinde. În grădină, aici este pe post de doctor, pentru că atrage albinele, dar pe de altă parte împrăștie afidele.
Ah, e bine, o să-mi dai și mie de asta să o pun în curte. Poate merge și în solar pentru roșii, da, să vină merge, în bine. Da. Și în grădină este bine, pe lângă plantele ornamentale, să avem o tufă de cimbru, una de levănțică, alta de mentă. Eu am o mentă foarte frumoasă, peroschia. Are un miros atât de puternic încât florile recoltate vara, până anul următor în vază, miros sau un miros puternic. Îmi place că ai și trandafiri mai pitici, mai mici. Da, niște mini roze, da, pe aici. Într-adevăr, este foarte aglomerat, dar una peste alta, aspectul grădinii, așa cum v-am mai spus, se schimbă de la zi la zi. Unele se usucă, exact, da. Unele acolo avem o tufă foarte frumoasă de hipericum, o sunătoare decorativă. Acum este în plină creștere, dar deja a început să îmbobocească. Să înflorească, după ce se trec florile, apar niște bace de culoare galbui-verzui, după aceea verzi, apoi se înroșesc și mult timp stau pe plantă de culoare roșu. Ce spre frumos, toamnă, da, se înnegresc, adică semințele practic se coc. Înmulțirea se face fie prin despărțirea tufei, fie prin semințe. Semințele care se fac. Da. Aici sunt petrecute niște bujori superbe. Ai spus că ai avut unul galben, ai și unul roz. Da, și roșu și alb. Ce superb, da. Iris și acolo, iarăși, digitalis, de da, culoare roz, da, mai deschis, și mai închis. Și avem acolo trei exemplare de veigela. Foarte înghesuite. Da, pentru că spațiul frumos, meu, din nou spun, e mic, da, da. Am pus-o pe cea ciclam în mijloc să fie scoasă de cea roz mai închis și de cea roz deschis, care are și frunza în degrade, da, da, alb, adică cu verde. Adică e frumos și când se trec florile prin frunze. Prin culoarea frunzei și să observați la cel de culoare ciclam, frunza este de un verde mai închis, rozul are un verde mai deschis, iar cel roz deschis este alb cu verde și foarte frumos. De aceea spun eu că trebuie tot timpul ținut cont la amenajarea unei grădini și de foliaj, de culoarea foliajului. Mm. Spune-mi ceva la irișii ăștia. Ai pus un rizom. Prin rizom. Și l-ai pe viață? Da, este o plantă care iubește terenul uscat, nu-i place umezeala, nu se plantează la adâncime, pur și simplu rizomul se poate vedea la suprafața solului și îi trebuie un sol bine drenat, nu iubește umezeala. Se mărește tufa, el este foarte frumos, sunt foarte multe soiuri, de la cei pitici, apoi cei cu talie medie și cei târzii. Acum avem ceva târziu, care sunt foarte frumoși. Acum foarte mai avem puțin înfloriți. Așa e, a trecut vremea lor. Da. Aici avem un liliac nemțesc. Floarea este foarte asemănătoare cu alunariei. Da, este lângă o lunarie. Face parte din aceeași familie din crucifere. Adică floarea are patru petale, exact așezate în cruce. Când se trece lunaria, înflorește liliacul nemțesc, dar vreau să spun că are o perioadă lungă de înflorire și până la coacerea semințelor aștept până către toamnă. Adică trebuie să o suport în grădină, la urmă și fără flori, că am nevoie de semințe. Acolo avem un exemplar foarte frumos de cornus, cornus variegata, cu un foliaj destul de interesant. Observați că albul nu are pe nicio frunză aceeași formă. Da. Este total diferită. Și am avut un exemplar foarte frumos înflorit. Probabil anul prindem prin timp, floare, da, de bulgăre de zăpadă, da, când este înflorit, frumos, da, da, și este pus în, exact ce v-am explicat, în partea din spate a grădinii. Iar în spatele meu sunt magnoliile, destul de dese și ele, urmează dar să le fac o în frunză, da, o să le facă toaletare ca să poată să iasă fiecare în evidență. Nu vreau să închem înainte de a-mi spune ce e aici. Este Chiranthus cheirii.
sau mixandrele sau micșunica de primăvară, plantă perenă. Și pe ea o iubesc foarte mult. Abia am găsit-o pentru că este o plantă pe care o avea bunica. Și nu prea am mai găsit sămânță, am reușit. Bucuria este că se va înmulți singură, pentru că o las să facă sămânță, să se scuture și răsare singură, pentru că și ea se germinează la lumină. Elena, îți mulțumesc mult de tot pentru discuția de azi. Îmi place că am venit în grădina ta. E o grădină plină de culoare. Tu muncești foarte mult să îngrijești fiecare plantă în parte și trebuie să le spunem telespectatorilor că în spate mai ai niște roșii, niște... Ai pus dovlecei, dovleci, da, anul ăsta. Dovlecei, dovleci. Plus, cred că vreo 50 de pui. Să știți, dragii mei, 100. 100. O iubesc foarte mult pe Elena, mai ales că am avut de-a lungul timpului foarte multe lucruri de învățat de la ea. Pe data viitoare. Mulțumesc mult pentru vizită și pentru aprecieri. Știi că te iubesc. Și eu. A sosit momentul să aflăm cine câștigă astăzi motocoasa. Ia să vedem. Mehedințu Dorin, strada Negru Vodă, localitatea Giurgiu, județul Giurgiu. Felicitări, domnule! De astăzi începem ultima etapă a concursului sponsorizat de Ruris. Puteți câștiga o mașină de tuns cazon, asta numai dacă răspundeți corect la următoarea întrebare. Care sunt avantajele mașinii de tuns gazon DAC 100XL? Dacă știți răspunsul, ne trimiteți un mail pe adresa concursarondagrointel.ro. Nu uitați să vă treceți nume, prenume, o adresă completă cu stradă, număr, localitate, județ și un număr de telefon. Sunt reguli care trebuie să le aplicăm, sunt regulile concursului nostru. E bine, dragii mei, aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă aștept săptămâna viitoare, joia, pe TVR1 de la ora 10:30 și în online, duminica, de la ora 10 pe Agrointeligența. Până data viitoare, toate cele bune! Holland Farming, furnizor de biostimulatori, semințe de legume, bondar și control biologic pentru legumicultură. Ruris, de 30 de ani alături de oameni și de natură. Solarex, producător de fertilizanți foliari și Qualiplant, livrăm calitate.